În 13 septembrie este ziua pompierilor din România, care marchează data bătăliei dusă de pompierii militari în dealul Spirii. În acest an, activitățile dedicate zilei pompierilor au debutat astăzi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca din strada Dorobanți, cu prezentarea situației operative de la nivelul județului. Am plecat în 2011 de la un alt concept de organizare a instituției, și am mers pe mai multe paliere. În primul rând și în primul rând a fost vorba despre o reorganizare din punct de vedere operativ al instituției. După cum știți și dumneavoastră, în județul nostru interveneau toate celelalte inspectorate limitrofe. În momentul de față, județul Giurgiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, este furnizor de securitate pentru celelalte județe. În același cadru festiv, capitan Mădălina Boțoroagă a fost avansat la gradul de major, iar alți 4 subofițeri au fost înaintați în gradul următor înainte de împlinirea stagiului minim. Se înaintează la gradul următor, cu prilejul zilei de 13 septembrie, ziua pompierilor din România, următorii maestri militari și subofițeri în activitate din unitatea noastră. Este cazul doar de subofițeri. După cum urmează. Doamna plutonier ajutant, domnul plutonier ajutant Ienescu Marin Emilian, la gradul următor. Doamna plutonier major Bujan Ion Mariana, la gradul următor. Domnul plutonier major Popa Constantin Dumitru, la gradul următor, în gradul de plutonier ajutant. Domnul plutonier major Rugină Linică Silviu. La întâlnirea de astăzi au participat și pompierii pensionari, care mai apoi au vizitat subunitățile de intervenție din județ. Duminică, activitățile dedicate zilei pompierilor vor avea loc între orele 18 și 22 în Parcul Mihai Viteazul. Pompierii militari vor prezenta diferite exerciții demonstrative, cum ar fi cele de stingere a incendiilor, de acordare a primului ajutor calificat, de descarcerare și de salvare de la înălțime, prezentându-le totodată curioșilor autospecialele de intervenție, echipamente și accesoriile din dotare.